A trecut o zi de la atac, iar ursul poate fi oriunde. Ieri, la ora 15, cei de la AVPS au făcut o goană de împingere în cartierul combinat. Însă, fără rezultat, ursul nu a fost găsit. Aseară, în incinta primăriei Făgărași, s-a constituit un comitet de urgență și s-au luat câteva decizii. Primarul Făgărașului a postat un mesaj către locuitori pentru a informa asupra deciziilor luate în cadrul ședinței. În urma incidentului, Comitetul pentru Situații de Urgență s-a întrunit la Primăria Făgăraș. Astfel, s-au făcut toate demersurile pentru ca acest urs să fie extras din zonă. Pentru siguranța făgărășenilor, până când Ministerul Mediului va lua o decizie cu privire la ursul care a atacat doi făgărășeni în fiecare cartier din oraș, în intervalul orar 19-8 dimineața, vom avea patrule formate din reprezentanți ai poliției, jandarmeriei și poliției locale, a declarat primarul Făgărașului Gheorghe Sucaciu. Între timp, Ministerul Mediului Grațiela Gavrilescu a dat undă verde ca ursul care a atacat cele două persoane ieri pe strada Câmpului să fie împușcat. Potrivit reprezentanților AVPS Făgăraș, următorul pas ar fi obținerea autorizației de mediu, iar apoi consilierii locali ar trebui să aprobe printr-un proiect de hotărâre împușcarea ursului în spațiul intravilan. Deocamdată nu se știe unde este ursul. Reprezentanții Asociației de Vânătoare au primit informații că ultima dată a fost văzut în zona Mândra Toderița.